Ajunge să lovești într-o bucată de metal, să tai un lemn sau ștuh, sau să modelezi ceva din lut, că toate vor cânta. De aceea eu am pornit cu bicicleta la drum să descoper pasionați, la fel ca și mine, de instrumentele muzicale vechi. Și am ajuns la fundurii vechi și în loc de un cobzar am găsit multă lume care cântă și ai impresia că în satul ăsta au sunat și au tot venit. Dar până a ne cunoaște, practic nici nu știu cum vă numiți. Mă numesc Nicolae Vieru. Sunt trăitor în satul Fundurii Vechi. Da, așa am știut de Nicolae Vieru, pentru că eu am făcut analogie cu fostul sau cu regretatul scriitor Nicolae Vieru. Dar eu am să vă rog să ne vorbiți începând de la Căciulă. Ce pot să vă spun din partea Căciulii? Eu ca cum mi-am dat interesul din fraj de copilărie, am învățat de la tata meu Plugușorul. Urături transmise din tatăl în fiu. Și întotdeauna când ajungeam la anul nou cu uratul, tata nu mi-a dat voie să-i masca. Să-mi lăm mascați. Dușesc-vă așa, frumșei cum sunteți, îmbrăcați, curățăi și punem căciulii ăia, se moldovnești, pe cap și ne punem. Cu timpul am crescut mari, ne-am căsătorit și am avut propunerea că la festivalul de urava mea ora la Rodem, care desfășoară undeva de prin anii 86, mi se pare, în fiecare an spre trece festivalul ăsta, tot am fost invitat cu urătura, ca să o urez eu. Și spuneți, și căciula e asta? Și căciula mai am încă trei acasă. Dar asta căciula care am eu acum este lăsată ca moștenirii de la tata meu. Dumnezeu să-l ierte, în 2001. Dar are 20 ani. Dar eu, dintr-o curiozitate, puteți ne arătați pe interior ce este căptușită căciula? Înăuntru? Da. E căptușit, cum să vă spun, e cu o piațică de capră. Asta vroiam, oameni buni. Pentru că am văzut căciuli care era căptușite cu material, cu pânze, și căciulile sunt făcute, bine, că este cu capră, dar dacă nu este, nu sunt căpri sau nu sunt el, adică se căptușea cu piele de vițeluș. Asta am văzut, asta am purtat. Ce cred, n-am păstrat ca dumneata și chiar mă bucur și mă bucur de căciulile care le aveți și acasă, pentru că... Le păstrez. Dar mai devreme te lăudai că ești mai tânăr decât mine. Nu, că n-am zis mai tânăr. Pur și simplu am zis că sunt ești nevoastră în vârstă, dar nu știu dacă m-ați întrecut. Eu nu sunt în competiție. Unicul lucru care m-ați întrecut e că cântați la niște instrumente și aș vrea să ne spuneți, cântați din copilărie, cântați de acum, sau ați aflat că vin eu și ați învățat a cânta. Asta, Doamne ferește, nici într-un cadru cu ăsta. La fluierul mânuiesc din 64, clasa 4 când eram. Făceam din trubă de alumin, făceam 6 bolți așa ea, fără dop, fără nică și era. Dar am început-o de la Țuruieși, făceam de creangă din nucă, star tânăr, tăiem așa o crânguță și o bătem bine, până se dezbreacă coajă și aia. Și aici de mai făceam așa ea, tăitură și aia așa, făceam pentru dop, și în coajă și aia deasupra făceam 2 bolți, schimbam tonalitatea. Și de la aceea am început, am trecut la trup. Și când și la telincă, păcat că n-am luat-o cu mine. Doi de azi n-am știut că așa să trebuiască. Am așa o bucată de trubă de alumin, acasă, cu 6 bolți și pun așa la gură, șuierul. Să vedem fluierul. Poftim, am să interpretez
cum să zic, că e romanț, că e de interpretat, a fost de Tamara Giovanna. O să vă rog să mai cântați numai o strofă, tot cântecul ăsta. Și o să vedeți din ce cauză. Voi ați pus la cale o farsă și ați vedeți din ce fel de farsă. Cântați, vă rog. Tot cântecul ăsta. Ai știut, mă cheamă Gheorghe și m-am ferit. Și ai venit aici și ne-ai cântat cântecul ăsta și nu știai cum să mă iei așa sub picior și ne-ai cântat cântecul ăsta. Și eu v-am prins. Din copilăria mea, așa cel puțin am prins eu, așteptam să vină băieții din armată, frăcăii să vină din armată, pentru că cei care făceau armata în Germania, neapărat trebuie să vină cu o muzicuță. Cu muzicuță. Ați fost în Germania? Da, în Germania slujesc și eu. De acolo ați început să cântați? Nu. La muzicuță o mânuiesc din 68. Dar slujba în armată mi-a fost. Și ați venit cu muzicuță sau nu? Jumătate de cemădat. Toți verișori, toți frații, toți erau muzicanți. Să vedem și ați învățat a cânta la muzicuță.
Eu particip la Clubul 50 Plus, care acționează pe lângă Casa de Cultură. Șefa este doamna Elizaveta Nedelskaya. Și iubește foarte mult muzicuța. Și de câte ori și mă anunță la o ședință, la așa, mi-a spus că muzicuța nu mai fie până buzunar. Eu zic să mai cântați. În buzunar încă nu punem. Mai am un instrument, el e o leacă mai complicat, ca și tot ca muzicuța vine, dar e mai altă tonalitate, altă. Senzație toată vremea că instrumentele sunt muzicale predispune la liniște, pace, calm, nu irită, nu te face să te încrunzi așa. Da. E o liniște sufletească. Foarte drept. Eu e că stau în casă de multe ori și mă scot și ia la leacăs. Nu știu cum e acasă. Aveți lejancă, nu aveți lejancă. Aveți cuptoraș, nu aveți cuptoraș. Cuptorașul este. Unde loc, unde cântă Nicolae Vieru? La Gura Sorbii, la cuptoraș? Da, unde se nimerește, unde se iritate, unde mă ducă pe muzicuța cu mine. Și nu în casă am dus pe drum cu muzicuța și toate lucrurile. Eu trebuie să spun că Nicolae Vieră nu este muzicant de meserie, de profesie. Ceea ce a lucrat în viața lui... Nu-i secret. Da? Tractorist a lucrat. Tractorist? 17 ani. Și de acolo am început cu paznic. Păi și m-am... Dar ați cântat și acolo și acolo. Unde și m-am dus să cântam. Și când te gândeai, când te gândești acum, când te plimbi prin sat, nu prea întâlnești lume, nu prea vezi lume. E ceva înspăimântător. Înainte se auzea din o gradă cântând, mai... Chiar spune, erau bărbate și rapiste artiste. Da. Mă gândesc, dar nu, gata. La urmă, mărgând pe trunul fluier, îmi gata, zic, el îi bat. Dar eu... Ce frumos! Nu, că așa era. Noi eram patru prieteni care am prietenit până în căsătorități. Ajungem seara, făceam lui Mahala și către biserică. Treceam pe la biserică și eram la marginea statului și vineam de un cerc așa, făceam, cântând. Cântam
sau de Valea Voind, de Badea Șuierân, de Mare Dealul de la Moară, când și care îl învățam. Ia ca oameni buni și trebuie să cântați. Și mergem cântând, sara pe trup. Da? Ia ca și trebuie să cântați voi în ansamblurile folclorice. Nu căutați, nu inventați alte cântece. Doar suntem în preajma sărbătorilor de iarnă, un țar, în părțile noastre. Cum ar spune o colega mea, pe această tonalitate pozitivă, vă puteți face un brand, o firmă de asta, cum este surpriză la domiciliu acum, puteți cânta la mulți ani, adică nu vă duceți cu boxele acolo, muzică naturală. Eu am revenit pornind de la căciulă în care am trăit momente în care am purtat și eu căciulă, eu am trăit momentele în care am ascultat fluier, eu am ascultat muzicuța, aștept următoarea dată să revin, mai înregistrăm alte melodii, ne mai amintim de alte melodii. Poftim, nici capăt n-au. Mulțumesc! O zi bună, mulțumim!